Salut, sunt Robert și o să încep de astăzi să fac o serie de filmulețe legate de diverse chestii care se întâmplă prin societate și prin lume și o să vă spun părerea mea despre ele. Am spus unii că am niște păreri bune, de asta apuc să fac filmulețele astea. Din fotoliu, frumos, stăm acasă, suntem în carantină, nu în carantină, că nu sunt bolnav. Stăm acasă ca să nu ieșim afară pe stradă să luăm contact cu alți oameni și să ne îmbolnăvim. Astăzi vreau să vă vorbesc un pic despre coronavirusul ăsta și o părere personală pe care vreau să vă exprim. Cred că ca voi toți și eu și mulți alții ne uităm aproape zilnic pe datele alea pe care ni le oferă oamenii ăștia care fac statistici legate de evoluția coronavirusului în diverse state din lume și din Europa. Și uitându-mă pe datele alea, am văzut că o parte din țările din Europa sunt mai puțin afectate decât alte țări. Și cred că dacă să vă uitați, o să remarcați și voi același lucru. De exemplu, țările din estul Europei sunt mai puțin afectate decât țările din vestul Europei. Dacă o să vă uitați, o să vedeți că și România, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Slovacia, toată partea asta de est, probabil că și Rusia, au un număr de cazuri de îmbolnăviri cu coronavirus mai mic. Bun, aici există tot felul de discuții pe care le citesc și eu pe net. Faptul că noi nu declarăm, că nu testăm, că Germania testează foarte mult populația și că România nu testează populația, știm asta. Ăștia ai noștri niște tembeli și niște tâmpiți, mai ales regimul de acum, care vor să dea bine și să arate ei în așteptarea unui vaccin care va veni sau nu va veni, mai repede sau mai târziu, și să arate ei ca după ce probabil va veni vaccinul, să spună eu ce mari și tari suntem noi, am ținut coronavirusul în frâu și uite câte cazuri am avut. Realitatea probabil că este mai sumbră decât atât. Adică la momentul ăsta când fac video-ul ăsta, probabil că la noi sunt undeva la 400 și ceva de cazuri, probabil că sunt mult mai multe, pentru că sunt mulți netestați. Ce vreau să vă spun este însă faptul că gravitatea cazurilor la noi este mult mai mică decât în alte țări, în Italia, Franța, Spania, Germania, de exemplu. Adică oamenii, se pare că virusul este mai puțin virulent și afectează mai puțin pe cei îmbolnăviți decât îi afectează în țările alea. Uitându-mă pe datele astea, m-am gândit la un moment dat că e posibil ca noi ăștia din estul Europei să avem ceva și ceilalți nu. Iar acel ceva ăsta poate să fie legat de ADN. Și o să vă explic un picuț așa ca să vedeți despre ce e vorba și să înțelegeți. Virusul ăsta este un virus care atacă ADN-ul. ADN-ul este o componentă din ADN. Nu sunt virusolog, nu sunt medic, sunt doar un inginer care pun niște lucruri cap la cap și gândesc și fac legăturile între ele. Atâta tot. Da? Noi, ăștia din Estul Europei, am trăit în comunism. În comunism aveam granițele închise, nu prea puteam să ieșim. Și nu prea puteam să ne căsătorim cu alte popoare, cu alți oameni din alte locuri, din alte zone. De exemplu, un român se căsătorească cu un francez sau o franțuzoaică cu un român sau chestii de genul ăsta, sau cu nemți sau cu italieni sau cu spanioli. Desigur că mai erau niște cazuri izolate, dar astea erau cazuri izolate, nu era la nivel de masă. Da? Asta s-a întâmplat în comunism. Asta înseamnă că în generațiile alea cât au trăit în comunism, două generații, nu prea s-a amestecat ADN-ul, nu prea s-au amestecat rasele de popoare între ele. Adică noi cu nemții, noi cu francezii, noi cu italieni. Ci noi am păstrat oarecum ADN-ul nostru, pentru că ne-am căsătorit român cu român, am făcut copii, părinții noștri, nu noi și bunicii. Și din cauza asta s-a păstrat oarecum structura ADN-ului populației indigene din locația respectivă. Ăsta probabil că este unul din motivele pe care îl văd eu pentru faptul că noi ăștia din Estul Europei suntem mai puțin afectați decât aia din vestul Europei, unde a avut loc o mixare a ADN-urilor din toate rasele și din toate populațiile care au trăit în Europa asta. Bunicii noștri știau chestia asta și bunicii și aia bătrâni spuneau că nu e bine să-ți amesteci sângele, pentru că amestecarea asta a sângelui nu e foarte benefică. Probabil că ăsta este motivul, este doar părerea mea, dar probabil că o să spuneți și voi în comentarii, dacă și voi o vedeți la fel sau nu. Probabil că ăsta este motivul pentru care virusul este mai puțin virulent în cazul populațiilor din Estul Europei,
Adică așa cum se vede acum pe statistici, nu știu ce va fi, dar așa cum se vede acum pe statistici, noi avem destul de mulți oameni infectați, undeva la 400 și ceva, dar și foarte mulți vindecați și foarte puțin în stare gravă. Adică din cei care necesită terapie intensivă, așa cum este în Italia, în Franța sau în Spania. Dacă o să vorbiți cu oameni de pe acolo, o să vedeți că în Franța sunt foarte mulți oameni tineri afectați. Nu sunt afectați oameni bătrâni. Afectați în sensul de cazuri grave, nu îmbolnăviri și vindecări. Pentru că asta se întâmplă în cazul nostru. La noi există îmbolnăviri, dar există și vindecări și cazurile sunt destul de light. Adică, sau cel puțin asta spun autoritățile și asta se vede din statistici, că se vindecă și fără să fie nevoie de intervenții din astea nasoale, de terapie intensivă și de susținere cu aparat. Despre asta am vrut să vă pun în filmul ăsta. O să fac cam în fiecare zi un scurt filmuleț așa de 10-15 minute în care să discutăm diverse aspecte, așa cum le văd eu din ceea ce se întâmplă la momentul ăsta. Mulțumesc, vă aștept mâine.